Organizația BRICS și-a dublat dintr-un foc numărul de membri după ce a acceptat mai multe țări, preponderent din Africa și Orientul Mijlociu. Printre noi membri se numără Arabia Saudită, Iran și Emiratele Arabe Unite. Blocul BRICS al națiunilor în curs de dezvoltare a convenit să admită Arabia Saudită, Iran, Etiopia, Egipt, Argentina și Emiratele Arabe Unite. Organizația a fost extinsă preponderent în urma insistențelor Chinei, care a caracterizat extinderea drept istorică și a Rusiei. Beijingul și Moscova încearcă de mai mulți ani să transforme BRICS dintr-o organizație preponderent simbolică într-un instrument pentru remodelarea structurilor comerciale și financiare internaționale. Pentru Rusia și China, acest efort a devenit cu atât mai important odată cu impunerea de sancțiuni economice asupra Rusiei, astfel că acum lista statelor membre BRICS cuprinde 11 țări. Toți cei 6 noi membri, inclusiv Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite, au refuzat până acum să condamne invazia rusă din Ucraina. Ba, Arabia Saudită chiar s-a și pus într-o poziție conflictuală cu Statele Unite pe anumite problematici din Orientul Mijlociu. BRICS este un acronim care inițial se referea la țările membre Brazilia, Rusia, India, China și Africa de Sud. Organizația a fost înființată în 2006 în baza unei idei din anul 2001. Inițial, el se dorea a fi un competitor al G7, însă până acum nu a reușit să ajungă la forța financiară și economică a acestuia.